Una dintre comorile puțin cunoscute ale Dobrogei de Nord este cetatea Inisala. Acesta este un turn care se află acolo în spatele meu. Încerc să fac așa un cerc și să vă arăt cei de jur împrejur. Dar partea cea mai frumoasă este undeva acolo, este lacul Razelm, unul dintre cele mai mari lacuri salmastre din România, dacă nu cumva chiar cel mai mare. Salmastru înseamnă că are și apă sărată și dulce și este unul dintre lacurile foarte întinse din Dobrogea de aici. Complexul lagunar Razelm-Sinoie este unul dintre cele mai interesante pentru că este o mică deltă în miniatură. Iarna, dacă mergi la cetatea Argamum, poți să vezi lacul respectiv înghețat, deși apa este dulce sărată, apa lacului, cel puțin la mal, îngheață. Așa că este cu siguranță de văzut. Cetatea Inisala este o zonă destul de ușor accesibilă și am să încerc acum să merg către ieșirea din incinta cetății, chiar dacă e o filmare contrajur, și vă povestesc despre chestia asta. Este o cetate destul de ușor accesibilă pentru că există un drum bine asfaltat și bine construit care te duce până la o parcare în apropiere de cetate. Un drum care are, hai să zic așa, toate condițiile, îți oferă toate condițiile ca să vezi cetatea de aproape. Peisajul din jurul cetății este unul superb și odată ce ieșim din zona asta de cetate, din zidurile cetății, o să vedeți mai bine despre ce este vorba. Haideți să vă arăt. Sunt niște scări de lemn și uitați ce e în spatele meu. Lacul de care vă spuneam. Zona asta e o zonă de muzeu în partea asta, iar undeva în spate, la 2, acolo este drumul, nu știu cât se vede partea de drum asfaltat. Este o zonă pe care vă recomand să o vizitați. Este un loc unde vezi foarte bine cum trăiau oamenii acum, eu știu, poate 2000 de ani. Și ce este interesant la cetatea Inisala este că este construită pe o stâncă, probabil singura stâncă din apropierea deltei care se afla în zonă. Oamenii ăștia au văzut-o, au găsit-o și au construit pe ea o cetate. O cetate care, iată că mai dăinuiește și astăzi, cel puțin o parte din ea, aceste ziduri pe care le vedeți în spatele meu. Eu sunt Adrian Boioglu și pentru boioglu.ro acesta a fost un video făcut cu un Xiaomi Redmi 9, un device pe care l-am în teste și pe care vreau să-l folosesc cât mai mult în acest press trip în Delta Dunării, ca să vedeți cum filmează, cum fotografiază, ca să vă bucurați cumva de aceste imagini capturate de un device care este de bună calitate la prima vedere, care se mișcă bine și a cărui baterie ține destul de bine. Așa că te ajunge pentru astfel de excursie de o zi, o zi și jumătate, chiar dacă filmezi, fotografiezi, stai pe net, aici în zona deltei semnalul lasă de dorit uneori, dar o cartelă Orange este suficient de bună pentru a-ți face treaba cu ea. Salut, sunt Adrian Boioglu și vreau să-ți arăt ceva ce n-ai mai văzut în Delta Dunării până acum. Da, poate să fie și lux în Delta Dunării. Mă aflu la complexul Lebăda din Delta. Haideți să vă arăt ce e înăuntru. O cameră. Ce trebuie spus despre această cameră este că este o cameră dublă cu două paturi și vreau să vă arăt așa puțin dotările ei. Niște papuci, halate frumoase și în rest salatul este doar gol pe aici și cam atât. Trecem la partea de baie. În baie avem niște cutiuțe frumoase pe care nu se întâmplă nimic, ba da, se întâmplă. Sunt niște bețișoare de urechi, niște shower caps, ce mai avem aici, dental kit, un pieptene, un shower cap din nou cu un păhăruț, oglindă și feon, handwash, șampon și conditioner, acesta este dușul, toaleta evident și prosoape pe perete. Și asta e chiuveta. Iar aici este camera. Camera în majoritate albă, doar un perete este colorat, o oglindă acolo pe perete,
Acesta pare să fie un fel de cuier sau de lampă, nu știu dacă e cuier sau lampă. Asta e partea de termostat. Aici avem un expresor de cafea, un ceainic electric, pahare și alte chestii legate de cafea, niște sticle cu apă. Mi se spune că această cameră a fost dezinfectată. Și așa arată paturile. Sunt niște paturi mari, chiar dacă sunt single. Cred că au cel puțin 1,40 pe 2 metri, nu știu sigur. Niște picturi foarte simple și elegante și fotografii, de fapt, cu Delta Dunării. Par a fi picturi pentru că sunt foarte frumoase. Și trecem la partea de balcon. Balconul care se deschide așa și care are niște scaune frumoase. Iar în planul secundar avem un loc de joacă pentru că suntem la parter. Verdeață mult aici la Nevada. Foarte multă verdeață. Cam așa arată, acoperiș de stuf în partea asta. Și aici, să revenim în cameră, avem o parte de mochetuțe în astea destul de pufoase, te afunzi în el așa și de la perigul. Asta a fost prezentarea de la Lebeda. Complexul Lebeda este unul dintre puținele complexuri de 5 stele din Delta Dunării, care îți oferă totul pe o insulă. Este o insulă care are mai multe corpuri de clădire, ba chiar și niște mici, eu știu, camere stil bungalow pe malul Dunării. Ai locuri de joacă, restaurante a la carte, restaurant Keihanapers cresc cu bufet. Ai toate condițiile de care ai nevoie aici în Delta Dunării pentru a te simți ca acasă, dacă acasă pentru tine înseamnă lux. Eu sunt Adrian Boioglu și aceasta a fost o scurtă prezentare a complexului Lebeda din Delta Dunării. Atunci când vii la Turcia, trebuie să încerci bunătățile locale, iar cămăruța asta cred că le adună pe toate la un loc. Haideți să vă arăt ce e aici. Ok, nici măcar nu știu ce sunt chestiile astea. Asta e un fel de pește afumat sau ceva de asta. Este un scâmbie afumat, în șoptește cineva. Asta e un alt fel de pește afumat. Asta e un alt fel de șunculiță sau ceva. După care avem un fel de salată și un pește marinat și un alt fel de pește marinat. Și am descoperit aici că e și un fel de meniu. Zacuscă de morun, pastramă de crab, chifteluțe pescărești, icre de știucă. Astea cred că sunt icre de aici. Aici avem alte bunătăți. Și aici chifteluțe și chestii afumate. Iar în partea asta sunt salate, icre, tot un fel de zacuscă, salate de vinete, brânzeturi și alte brânzeturi. Și mai avem și alte chestii aici sus pe perete. Mai avem niște șuncă agățată și afumată, niște cârnăciori, oie, niște plăcintă, niște prăjituri, tot un fel de plăcintă, fructe, plăcintă cu mere, niște fructe care arată la fel foarte bine, și niște cârnăciori tăiați micuți așa pe farfurie, slănină afumată, cârnați de porc și cârnați de oaie. Spun cei care le-au așezat frumos aici. Cam așa arată o masă în Delta Dunării.